Neața, serbu, ceau. Să rămână. Uite, într-adevăr, e așa mohorât astăzi, până ieri a fost soare, dar de fric nu e fric, așa cum a zis și Ramona. Sunt 22 de grade, e bine, e frumos. Dar ce curte aveți, nu puteați să lăsați numai iarbă, cum zice mama, ca să aveți ce săpa. Ați spus o grămadă de lucruri. Să știi că a fost numai iarbă la început, era totul verde. Eu când am venit din America, am făcut curtea așa să fie totul verde și foarte simplu, fără floricele. E de când m-am măritat cu Alina asta, Bănățan, harnic, a pus pom fructifere, avem de toate, avem floricele, avem animăluțe, avem de toate, avem cais, avem cireș, avem dud, avem alun, avem smochin, avem smeură, avem cireș, avem de toate. Cineva mi-a șoptit că aveți iepuraș, e adevărat? Ah, vai, dar știți ce iepuraș avem? Avem iepuraș din ăștia de rasă, adică un berbec german, s-a dus Alin, o să aducă imediat, o să vezi. Și avem și puiuți, nu poți să-ți imaginezi cât sunt de frumoși. Ăștia ne dau viață, e superb, n-ai cum să te plictisești. Și cap de leu, adică niște urechiușe mici, așa, o să-i vezi imediat. Și mai avem încă ceva, uite, o surpriză pe care o să vă divulg acum, pentru că eu n-am mai auzit și nimeni n-a mai auzit asta. Avem un puișor mic pe care, un puișor de găină pe care l-a clocit, de fapt, porumbei. Și pentru 2-3 zile ăștia au fost părinți și după aceea, bineînțeles, că i-a fost părinte Alin. Tot timpul mai râd în glumă, mai să zic, mă zici, tu ești cloțul lui ăsta, îl cheamă Cipirelu și a devenit personaj. Lumea ne sună și chiar pe internet, pe canalul meu de YouTube, ia uite-l. Uite-te dacă ai mai văzut așa ceva. Deci puiul ăsta vine dintr-un ou care a fost clocit de porumbei, de fapt. Da, un singur ou. Deci găinuța, o găină tibetană, s-a dus în cuibul porumbeilor, i-a mâncat ouăle porumbeilor și și-a lăsat ouie. Și atunci porumbeii l-au clocit pe ăsta. Și a ieșit Cipirelu, așa îi spune. Nu știm încă cei băiați au față, dar noi avem grijă de el. Cipirelu, în primul rând, e foarte domesticit din start, văd că e prieten cu oamenii, nu fuge, nu... Ia uite-te, uite-te la el și i-au dat deja fenuțele, așa, stă sub o zupță de căldură, vreau să-ți spun. A, da? Este superb. Toată lumea spune că n-am mai auzit așa ceva, cum un pui de găinuță să fie clocit de porumbei. Și ia uite. Văd că nu v-ați plictisit în lunile astea care au fost delicate. N-ați avut timp să vă plictisiți, zic. Hop! Ia uite aici dacă ai văzut ceva mai frumos. Ok. Au și nume? Să știi că ăștia sunt așa de micuți, ăștia au 4 săptămâni, nu le-am pus încă nume, că nu știu dacă sunt fete sau băieți, urmează să meargă la medici, dar ceilalți au, pentru că, Doamne, Doamne, așa zice, animăluțele toate au nume, părinții lor au. Fiecare e după cum arată, că avem un iepure albastru, albăstrica, și are pe tatălui lui este Leo și e alb complet. Nicoleta, pun o întrebare de om normal. Cum ajungi să ai pisică, știu. Vezi o pisică peste gard și zici, trebuie să-mi iau și eu. Cum ajungi să ai câine, poate ai avut în copilărie. Dar cum ajungi să ai 4 iepuri, 5 iepuri, 3 iepuri? Păi îți spun cum, m-am dus la piața de animale doar să mă uit așa și când îi vezi, când vezi ce e acolo, nu te mai poți despărți. Așa am luat și găinuțe tibetane, m-am dus de fapt să iau, cred, găinuțe americane. Și am luat 2 și pe urmă zic, mă, spre puțin, hai să mai luăm vreo 3-4. Și când am adus acasă, zic, mă, ce fel de găini sunt astea ca niște ciori de secață la așa prin pom. Și am căutat pe internet și am văzut că sunt foarte rare, am fost norocoși, găini tibetane. Se găsesc foarte rar, au nevoie de o altfel de îngrijire, avem în fiecare săptămână câte 8 ouă de la ele. Eu o să spun că e o încântare, nouă nu ne trebuie nimic, aici în izolare avem de toate. Avem de toate și avem... Fructe și porumbei sunt tot așa, fiecare altceva, niște rase din astea frumoase, nu porumbei obișnuiți, că de ăștia ar avea toată lumea, îi vezi și pe stradă, le dai să mănânce. Ăștia care sunt așa cu freze mai exotice, fiecare este friz și zura, capo și cina, capucina. Le-am pus așa după cum mi s-a părut că arată, știi? Și toate astea le-am pus și pe canalul meu de YouTube, pe Nicoleta Voica, ca lumea să se uite acolo, să ne vadă jucând. Am inventat 2 personaje, cum să ne plictisim, nu? Ia uite aici, uite-te puțin la astea, nu-l țin eu, ține-l tu. O vezi? Dar toți stau la cadru, la voi e ceva în casa aia, toate animalele stau la filmare, nu e nicio problemă. Da, avem un iepure care stă la masaj, da, e ceva ce... lumea de obicei ne sună, ne întreabă, zice, mă, dar asta e de pluș? Da. Nu e de pluș, stă la masaj, așa ceva, sunt domesticiți sau fac parte din familie, știu și ei acum, avem familie mărită. Nicoleta, vă mulțumim, Pupăr și pe Alin, nu mă așteptam la atâtea informații. Îi trimitem pe oameni pe canalul de YouTube să vadă mai multe lucruri și să vadă ce fac niște oameni care n-au ei timp să se plictisească. Într-adevăr, uite-l pe Relu, ăsta e cel care stă la masaj, să știi. Ia uite-te aici, ia uitați-vă la mine. Relu, mă. Uite-l, uite-te, l-a fi văzut așa ceva. Ăsta e Relu. Sfai, știi câți părinți acum încep să ne înjure că trebuie să se ducă să ia iepure de la piață? Da. Vreau să spun că eu am elevi care lucrez, acum lucrez online. Da. Și vin aici mulți dintre ei și se duc la părinți și spun, dar nu mai plec de aici, vreau și găinuță, vreau și iepuraș, ia uite-l pe Relu. Auzi? Ia uite-te la asta. Stai... Și la toți se spun, dacă vreți să vedeți mai multe, da, uitați-vă pe canalul meu de YouTube, pe Nicoleta Voica Bagea. Acolo, de fapt, sunt și scenetele cu Exi, Amandina, și cum jucăm, și toată activitatea noastră, tot ce facem, și toate animăluțele astea, că este... Vă pupăm pe toți, să ne vedem cu bine, sănătoși cu toții. Da. Întreabă dacă nu-i palmier de la cum am avut noi Moroasa. Auzi, întreabă Răzvan dacă palmierul e de Moroasa, de Reșița. Cum crește palmierul? Palmierul e de Florida, să știi. Moroasa, Florida, tot acolo. Aici nu-i nimic fake, să știi. Vă pupăm, uite-mă.